Într-un fel am supraviețuit excursiei noastre nebunești în canioanele de pe Oban, dar ceea ce am găsit acolo a fost mai înfricoșător decât moartea. Un tărâm plin de forțe malefice și casa creatorilor, creaturi ciudate care pretindeau că sunt stăpânii cei vechi ai planetei Oban. Dacă ceea ce au spus este adevărat, atunci am fost înșelați în stil mare. Secretul din spatele marii curse Oban poate fi mult mai misterios decât ne-am închipuit vreodată. Știu că au fost niște probleme printre voi, dar nu lăsați ca tragica dispariția lui Sul și a echipei Pământ să vă distragă de la țelul vostru. Astăzi vă întâlniți pentru ultima oară. Pregătiți-vă pentru o lungă și provocatoare finală, în care învingătorul va primi punctaj dublu. Asta e ultima voastră șansă să câștigați premiul cel mare. Nu lăsați să vă scape printre degete! Dar ce este premiul cel mare? Ah, Molly? Mă bucur să vă văd din nou printre noi, tineri oameni, dar să nu uităm că ați îndrăznit să mă întrerupeți! Nu înseamnă că suntem nerespectuoși, dar ce este premiul cel mare? Trebuie să știu! Vi s-a mai spus! Vă îndoiți de cuvântul lui Avatar? Creatorii ne-au spus că premiul cel mare ne va îndeplini dorințele! Creatorii? Da, vechii stăpânei planetei Oban! Vă sună cunoscut? Am avut o mică discuție cu ei într-un templu ciudat. Ne-au spus că scopul adevărat al cursei este acela de a alege un nou avatar. Este adevărat? De ce refuzați să-i răspundeți? Cine sunt acești creatori? Pământeanca spune adevărul. Detectorul meu de minciuni nu m-a înșelat niciodată. Am suferit destul. Trebuie să aflăm adevărul. Așa este. Nimeni nu-l păcălește pe Lord Furter decât el însuși. Liniște! Nu mai tolerez nonsensul ăsta! Creatorii nu sunt altceva decât fantome! A plecat! Ce-am făcut? Sunt prea bătrân pentru toate aceste momente maestuoase. Sunt foarte exagerate, să știți. Tu ești Avatar? Da. Eu sunt... Dar după cum vezi, stăpânirea mea se apropie de sfârșit. Atunci este adevărat. Nu există premiu. Este un premiu, Molly. Dar poate nu cel la care te așteptai. Pentru binele galaxiei, un nou avatar trebuie să se nască. Un caracter de o tărie imensă și determinare absolută. Vrei să spui câștigătorul marii curse Oban? Da. Într-adevăr, ca mine, înaintea voastră, aproape 10.000 de ani în urmă. De ce ne-ai mințit?
ca motivația voastră să nu fie umbrită de dorința voastră pentru putere și cucerire. Avatar este paznicul și protectorul galaxiei. Este o poziție de mare responsabilitate și mare putere. Una pe care să o onorezi, să o prețuiești și să o protejezi. Cursa finală va merge înainte cum am stabilit. Cât privește cine rămâne și cine pleacă dintre voi, aveți timp până la prânz să mă informați de decizia voastră. A? Nu te învinovățesc, Molly, dar m-ai prins cu garda jos când ai vorbit despre creatorii ăia. Satis? Avatar poate învia pe cineva? Avatar are multe puteri. Oricum nimeni, nici măcar Avatar, nu ar îndrăzni vreodată să se amestece în regatul morților. Îmi pare rău. De asta mi-era cel mai teamă. Eva? Molly! Molly, Jordan! Este imposibil! Dar cum ați... Ce s-a întâmplat? Totul... Las-o baltă. Nu o să o reparăm niciodată. Nu le putem lăsa copilul în halul ăsta? Haide, să dăm tot ce putem. Asta e ultima șansă. Personal, eu cred că tu ai fi un mare avatar. Nu prea cred, dar mersi pentru compliment. Molly, de ce vrei premiul cel mare atât de mult? Doar o idee nebună. Dar care? Mama mea a murit când eram foarte mică, iar tatăl meu, un fel de despărțire. Îmi pare rău, n-am știut. Am crezut că dacă aș fi putut să o readuc la viață, am fi fost din nou o familie. Asta era dorința mea. Acum că asta nu se poate întâmpla, mă simt golită. Nu mai am niciun motiv să particip la cursă. Înțeleg. Trebuie să avem un plan B. Acesta este un semn pe care trebuie să-l punem în marșul nostru de cucerire. Rusty, trebuie să mergem înainte ca înainte. Misiunea asta a fost o pierdere de timp. Poate că era mai bine să-l fi ținut pe generalul Cross aici, să supravegheze pregătirile pentru război. Liderul hoardelor estice a uitat deja că el a fost cel care a scos în evidență importanța premiului cel mare pentru apărarea noastră. Retrageți cuvintele sau... Fă fața unei înfruntări chiar aici, în camera asta. Ajunge. Cum puteți pretinde conducerea unui imperiu fără să vedeți? Chiar dacă Avatar nu-și folosește puterile pentru el în mod direct, acestea sunt imense. El poate influența cursul istoriei în orice mod vrea. O să câștig cursa asta și voi deveni noul Avatar. Iar voi...
Mă veți accepta ca lider al vostru sau veți muri în exil? Ho, 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 ho! Lasă-i să se simtă bine pentru moment. Nu, asta nu fac. Trebuie să fie... regal! Ce cauți aici? Sunt îngrijorat, nu ai ieșit de când s-a întors. Dragul meu, au râs de mine, m-au disprețuit, dar astăzi... Astăzi, capitanul vostru va fi Avatar! Iar galaxia va fi stridia noastră! Ura! Ura! Cererea mea a fost în van? Vreau așa de mult să simt ceva măcar o dată! Secole de cercetări pot să nu însemne nimic? Și încă cu atâta putere! Nu poate fi decât un singur avatar, n-aș putea accepta să mă separ de voi! Ai uitat deja dorința noastră, Scan? Amintește-ți că cei ca noi s-au împrăștiat în întreaga galaxie. Am devenit mercenari, vânători mărinimoși. În curând va fi uitat tot ceea ce ne-a făcut cândva un popor. Cine poate mai bine ca un avatar să ne conducă în această nouă eră de aur? Îți risipești gândurile cu această pământeancă. Ai grijă, prințe, nu ea este cea care ne va salva regatul. Și atunci cine? Tu? Dacă voi câștiga cursa asta, regatul va fi lăsat fără moștenitor și va cădea cu siguranță. Dacă Crox câștigă lupta, părinții mei vor fi încântați, dar vom fi sclavi cuceritorilor noștri. Mă tem că nu există o altă soluție. Nu și dacă altcineva câștigă premiul cel mare. Cineva cu o inimă curată, pură. Molly, e aproape miezul zilei. Domnule, asta nu e ceea ce vreau să aud. Domnule președinte, și pentru mine a fost un șoc, să știți. Oricum, asta s-ar putea să fie o oportunitate și mai mare pentru noi. Gândește-te că te putem să facem cu un avatar uman. Trebuie să o lași în cursă. Domnule, nu putem. Am folosit-o încă de la început. Nici măcar n-a știut pentru ce aleargă în cursă. Credea că poate folosi premiul cel mare ca să o readucă din morți pe mama sa. Înduioșător, dar irelevant. Crocs sunt o amenințare pentru toată umanitatea. Trebuie eliminați! Crocs și oricine altcineva ne stă în cale. O să o faci să concureze cu orice preț. Trebuie să câștigăm competiția asta! Nu o voi forța niciodată să facă asta, niciodată! Alegerea este a... Evei. Mi-e teamă că nu vom mai putea avea încredere în prietenul nostru, Don Way. Pregătiți-vă să lansăm lovitura preventivă! O să reușim, domnule. Nu avem altă șansă. Muir nu s-a alăturat petrecerii noastre. Cred că s-a retras. Dar tu? Mă alătur. Și eu. Și noi. Și noi. Și eu. Și eu. Eu... Molly? Eu am ieșit. Vă sugerez să faceți toți la fel. Niciunul dintre voi nu aveți vreo șansă în fața puterii Crocs. Molly, nu poți face asta. Cu toții trebuie să fim împreună împotriva Crocs. Dacă monstrul de Cross devine avatar... Schimb cam repede taberele, Aika. Ah?
O să ai tu grijă de asta. Nu mai e de mult lupta mea. Piloți, pregătiți-vă! Cursa finală va începe în curând! Un prinț? După prințesa lui? Nu uitați, soarta familiilor voastre e în mâinile mele! Nu, nu voi uita! O să ai tot sprijinul meu. Asta e. Și la bine și la rău. În curând totul se va sfârși. Mai tare, băieți! Avatar nu vă va uita odată ce va fi pe tron. Vă promit! Vă spun! Bine. Curaj, Aika. Este datoria prințului de a se sacrifica pentru binele regatului. Micuților, în curând o să aflu cum este să fiu ca voi. O creatură din carne și sânge. Molly, nu poți face asta. Cu toții trebuie să fim împreună împotriva Crogs. Dacă monstrul de Cross devine avatar... Oare fac ceea ce trebuie? Sigur că fac. Cine vrea să fie stăpânul universului pentru următorii 10.000 de ani? Niciodată n-am vrut să fac parte din familia asta. Tot ce am vrut a fost să am o familie din nou. Și să încep să trăiesc, în sfârșit să trăiesc. Aterizezi imediat! Nu, Jordan, încă putem câștiga cursa! Trăim! Am spus dispar! Că distracția s-a terminat. Știi, Molly, poate că e mai bine. Nu mai voiam să merg cu chestia aia. Este atât de frumoasă. Mai repede, Jordan, am întârziat. Vrei să spui... mergem? Hei, așteaptă-mă, stăpâne al galaxiei. Concurez numai ca să-l opresc pe Cross, te-ai prins? N-am nicio dorință să devin... Da, mă rog, domnișoara Avatar. Uite, Koji, copilașul nostru și-a zborul. Și poate fi pentru ultima oară. Scena e pregătită. Cortina se poate ridica. Domnule, n-au fost detectați. Nu sunt la stația de luptă. Perfect. Pregătiți vasele, timpul răzbunării părinților noștri a sosit. Trageți la comandă. Acum! Eva, Eva, nu trebuia să faci asta. Acum putem pleca acasă. Îți promit, noi doi nu vom mai fi niciodată separați. Hmm.
Sper că voi trăi ca să văd ziua aia, dar pentru moment am ceva de terminat. Aici nu e vorba numai de grija noastră. Mult noroc, Eva. Mama ta ar fi foarte mândră de tine. După 10.000 de ani a venit și vremea mea. Răzbunarea mea.